Unul dintre cele mai grele lucruri pe care le-am făcut până acum a fost să nu mai fug de mine. Și sunt aici să spun că dacă ai obosit, dacă ai adunat frustrare cât pentru o viață, și nu mai ai încredere în tine, și tu te poți opri din alergat. Salut! Sunt Cristina Oțel, trainer, life design coach și antreprenor și ajut femeile să se elibereze din strâmtoarea vieții care le-a rămas mică și să-și creeze una care să le vină ca turnată. Pauza de bine e un podcast de life design în care te invit să te întâlnești cu tine, să-ți antrenezi mindsetul de creștere, să te împrietenești cu emoțiile tale, să-ți amplifici starea de bine și să-ți îmbunătățești obiceiurile. Împreună cu invitații mei, te echipăm cu ideile și instrumentele de care ai nevoie ca să-ți crești încrederea în tine, să-ți transformi viața de la interior spre exterior și să atingi succesul așa cum arată el pentru tine. Salut! Dăm azi startul miniseriei de Life Design Breakthrough Sessions care se va întinde pe toată durata lunii august. Dar, înainte să-ți spun mai multe despre asta, vreau să trimit mulțumiri persoanei care a nominalizat pauza de bine la Digital Divas Awards anul ăsta la categoria Best Podcast. Nu știu cine este, dar mi-a făcut o surpriză tare frumoasă când am descoperit. Probabil că nu te surprind când îți spun că nu pentru premii am creat pauza de bine, ci pentru a ajuta pentru a aduce perspective noi, pentru a da claritate și un strop de curaj, pentru ca tu și toți ceilalți ascultători să vă cunoașteți mai bine și să trăiți vieți de care să vă fie drag. În același timp, de recunoaștere avem nevoie, așa că mă bucur să știu și pe această cale că podcastul aduce valoare. Așadar, dacă vrei să susții pauza de bine cu votul tău, o poți face cu ușurință de pe telefon accesând site-ul digitaldivas.ro. Ai un buton mare de votează acum, îți introduce adresa de e-mail, primești un link unde poți vota. Categoria se numește Best Podcasts și vei găsi acolo pauza de bine alături de alte podcasturi faine create de femei și eu îți mulțumesc anticipat pentru susținere. Revenind la ale noastre, de ce Life Design Breakthrough Sessions? Pe de o parte, pentru că aud și văd în jurul meu oboseală, dezamăgire, rătăcire, vină, care vin după doi ani și jumătate de pandemie, peste care a venit războiul din Ucraina și acum teama indusă de recesiune. Și vreau să ne amintim că, indiferent de context, există lucruri în controlul nostru pe care să ne concentrăm. Pe de altă parte, oriunde ai fi în călătoria ta de life design, fie că abia acum începi să proiectezi viața pe care ți-o dorești, fie că deja lucrezi la implementarea unor schimbări sau că deja te bucuri de rezultate, procesul este unul continuu și e important să te reconectezi cu tine și cu ce e important pentru tine acum. Și ce perioadă mai bună decât luna august, care este, prin definiție, dedicată încetinirii, poate chiar și concediilor, înainte de iureșul cu care vine luna septembrie peste noi. Așa a apărut ideea acestor episoade speciale de vară, care sunt scurte, dar care, într-un stil de coaching, te provoacă să ieși din cap și să acționezi. Spun mereu că viața ne o schimbăm atunci când acceptăm locul în care suntem aici și acum. Procesul de reașezare în viața ta funcționează atunci când o abordezi dintr-o energie de tipul sunt recunoscătoare pentru viața mea și știu că ține de mine să o fac și mai bună, nu din energia de viața mea e nasoală și vreau să fug de tot ce trăiesc acum. Viața ne o schimbăm și tu și eu de la interior spre exterior. Nu ne uităm la ce fac sau la ce au alții și ne orientăm după tendințe, ci ne îndreptăm atenția spre cine suntem, spre cine vrem să fim, spre nevoile noastre și începem să facem schimbări care vor genera apoi și rezultate care se vor vedea la exterior. Unul dintre cele mai grele lucruri pe care le-am făcut până acum a fost să nu mai fug de mine. Și sunt aici să spun că dacă ai obosit, dacă ai adunat frustrare cât pentru o viață și nu mai ai încredere în tine, și tu te poți opri din alergat. Adevărul e că oricât de departe am încercat să fugim, oricât ne-am distrage atenția și am încercat să ne ascundem, ne luăm mereu cu noi. Noi suntem mereu acolo. Ești persoana cu care petreci cel mai mult timp în viața ta și tare fain ar fi să ai o relație armonioasă cu omul cu care stai non-stop. Eu nu cred în rețete universal valabile, cred însă în autocunoaștere și în filozofia pașilor mici adaptați la contextul tău, la ce ai tu nevoie. Să-ți faci timp să stai cu tine nu trebuie să fie ceva complicat. Serios! Dacă îți acorzi un minim de 5 minute pe zi, la finalul unei săptămâni vei fi petrecut 35 de minute cu tine, în condițiile în care poate până acum petreceai 0, 10 minute pe zi înseamnă peste o oră de timp cu tine într-o săptămână, 30 de minute pe zi înseamnă deja 3 ore și jumătate. Așadar, ai putea să încerci să îți creezi o rutină simplă de dimineață. Poți include mișcare, meditație, o carte care te inspiră, poți să stai în liniște, să scrii și nu, nu trebuie să le faci pe toate deodată sau în aceeași dimineață. Ai putea să încerci să stai departe de telefon și de ecrane imediat după ce te trezești. Poți începe cu 5 minute sau chiar cu mai puține minute dacă asta se simte confortabil pentru tine. Dar să-ți deschizi ochii de dimineață și să-i lipești direct de ecranul telefonului, să citești știri, mesaje, tot felul de notificări sau chiar mail-uri este în detrimentul tău. Ai putea să stabilești momente de check-in cu tine, cum le numesc eu, în timpul zilei, și să devii conștientă de ce gândești, de ce simți, da? de gândurile și de emoțiile tale. Ai putea să faci un exercițiu de recunoștință dimineața sau seara înainte de culcare, dar să scrii de mână într-un caiet sau într-un jurnal, pentru că experiența este diferită decât atunci când doar treci în minte, în revistă, niște motive de recunoștință, sau dacă le tastezi pe un telefon sau pe un laptop. Și ai putea să mai încerci. Să-ți pui întrebări și să asculți răspunsul. Că și partea asta este o componentă importantă. Nu doar punem întrebări și apoi fugim, punem întrebări și așteptăm și răspunsul. Și dacă nu știi ce întrebări să-ți adresezi, poți încerca cu una sau mai multe dintre următoarele. Cum te simți în viața ta? Sau, unde în viața ta simți că ceva nu e bine? Pentru ce ești recunoscătoare? Că tot vorbeam de recunoștință mai devreme poți să te întrebi ce vrei sau din potrivă ce nu vrei. Pentru că uneori să te întrebi ce vrei este foarte copleșitor pentru că poți avea foarte multe opțiuni. Când te întrebi ce nu vrei, mai reduci din ele, restrângi plaja asta de opțiuni. De ce ai nevoie? Ce ți-ar plăcea să faci mai des sau mai rar? Sau poate rezonezi mai mult cu varianta de ce vrei mai mult sau mai puțin în viața ta? Când ai simțit bucurie ultima oară? Ce ai face dacă nu ți-ar fi frică? Întrebări pe care să ți le pui sunt foarte multe, poți începe cu oricare dintre cele pe care ți le-am recomandat, doar să începi de undeva. Și dacă simți că vrei mai multă inspirație la capitolul ăsta, în ghidul gratuit de pe site-ul meu ai 75 de întrebări care să te ajute să te cunoști mai bine. Eu știu că începutul poate fi mai greu. Am fost și eu acolo. Mereu, mereu, mereu găseam ceva mai bun de făcut, ceva mai urgent, ceva mai important decât să stau cu mine, decât să mă cunosc, să mă întreb dacă deciziile mele sunt chiar ale mele. Poate ți-e teamă de răspunsuri, mai degrabă decât de întrebări. Ți-e teamă de ce vei descoperi. Dar vezi tu, chiar dacă în mod conștient nu te gândești la lucrurile astea sau dacă ai încercat să le ignori, ele sunt acolo și te iau prin surprindere când te aștepți mai puțin, poate chiar în somn, să te trezești la trei dimineața că ești dezamăgită de viața ta sau că te cuprinde anxietatea că ești în urmă față de altcineva sau să te întrebi, Doamne, asta e tot? asta e viața mea? Is this it? Nu poți fugi de ele. Ele își găsesc o cale să se facă simțite dă-ți timp cu tine. Oricât de puțin ar fi la început, nu mai aștepta soluția perfectă, rețeta salvatoare, tehnica în X pași. Uneori, cel mai bine este să-ți rezolvi provocările cu rețeta ta, nu cu rețeta altora. Iar rețeta ta o descoperi testând lucruri, nu doar citind despre ele. Îndreaptă-ți atenția spre tine și ai încredere în înțelepciunea ta, care da, există. Începe cu ce se simte confortabil, fie că doar stai în liniște și respiri, fie că scrii în jurnal, că îți miști corpul, că sărbătorești o victorie sau că îți pui întrebări. În mod deloc surprinzător, probabil, îți spun că m-aș bucura să-mi spui ce-ți iei din acest episod, în ce fel simți să petreci timpul ăsta cu tine. Și, pentru că toamna bate la ușă, te anunți cu bucurie că pe 21 septembrie. Începem o nouă călătorie de life design, și timp de 8 săptămâni vom lucra împreună la viața care să-ți vină ca turnată. Dacă simți că e momentul să faci pasul ăsta alături de alte femei curajoase, lista de așteptare este deja deschisă. Îți las linkul ca de fiecare dată în show notes. Dacă ești pe Instagram, poți să mergi la linkul din bio și găsești acolo linkul către programul de live design, poți să intri pe cristinaoțel.ro și fie de pe homepage, fie din secțiunea cursuri, să accesezi pagina programului de live design. Opțiune există atâta timp cât simți că ăsta este momentul pentru tine. Săptămâna viitoare ne auzim cu o nouă provocare din seria asta de revitalizare a vieții. Până atunci, să știi că tu chiar ai puterea să-ți creezi o viață pe care să o iubești, și schimbarea asta începe cu tine.